Dragii mei, am ajuns la în parcul unde domnul candidat al PSD-ului, Ioan Cușnir, are conferința de presă. Vreau să-mi spună domnia sa întrebările de ieri și mai am o întrebare pentru domnia sa. Ce a făcut pentru municipiul Suceava și să-mi spună mie câți bani am luat eu de la municipiu, de la județ, să vedem noi proiectele pe care... Bună ziua, stimați candidați! Ieri m-ați acuzat că am luat bani de la Consiliul... Ah, felicitări, o poză era identică de mine. Domnule Buceac, bună ziua! Bună ziua, domnule candidat! Aia spuneți-mi și mie, vă rog, te rog, juniorul meu, ține puțin telefonul. Uite, copilul meu este de față aici. Dacă taică-su a luat un ban de la primăria municipiului Suceava, dacă cineva m-a plătit pe mine, eu îmi dau candidatura deoparte. Cu cât bani, domnule Cușnir, m-a plătit pe mine primăria municipiului Suceava? 10.000 de lei, dragii mei, da? A fost un proiect la joacă cu clubul Bobo. Veniți, domnilor, aici, că suntem împreună. Da, gata, hai. Veniți aici. Lasă-l, dragă, nicio problemă. Pe banii lui pierdeți timpul. Pe banii PSD-ului. Știu, e foarte mare gospodar. Ce-a făcut pentru comunitate? Da, știți, domnule Chitoveț, zici ce-am făcut eu și ce-a făcut acest candidat? Da? Dar nu pot să mai fiu om, că nu mai vreau. Cu asemenea caractere, nu mai vreau să fiu om. Serios, cum, dar ieri în Iscani mi-a zis că am luat bani. Cât bani am luat, domnule? M-ați făcut mine pe nelistă. Ce-am cerut eu pentru primăria asta, luat bani dracu pe toți? Ce-am cerut eu, mă, pentru comunitate? Asfalt, gaz, canalizare. Am cerut parcuri pentru copii, asta am cerut. Și vii și îmi spui mie, că vii și vă țip, de ce candidezi tu aici? Ce ai făcut, domnule Buceacă, Consiliul Local? Dă-mi un exemplu! În afară de plăcile astea care și la școală copiați, cred că tot așa, veneați cu fițuici și copiați. Asta e sistemul vostru de a face politică, vă spun eu. Vă voi, da, pe aici scrieți. Aveți bani, vă mulțumesc. Eu nu voi plăti niciodată. Pe banii voștri fac campanie și pe banii voștri voi veni. Primăria mă sunați, domnule, la 1-1, aveți dreptate, deranjez liniștea publică. Sunați, domnule, la 1-1. V-am invitat și presa este deoparte. Mâine vă aștept pe platoul, da? Pe platoul sub la Mănăstirea Zanca, pe toți cei ce trei sunt candidați. Uitați-vă ce vă spun. Numărul 13 sunt candidat independent. Independent! Da? Vă aștept la o dezbatere pe domeniul de asistență socială, pe tot ce ține de termofișare, pe tot ce ține de parcuri, pe tot ce ține de această administrație. Să vedem, eu Neșculescu sau tu cu Cris, sau dracul ăla de lungul, sau dracul ăla de Andronache, sau nu știu mai care. Hai să fim serioși, eu m-am săturat de voi, mă, dar cetățean. Și de asta am candidat. 689 de semnături, m-a strâns că am mers cu masa. Pentru tu ai fost o zi? Ai fost o zi să strângi o semnătură? Sau ai primit costacii? Ăsta sunt! Și e destul! Destul cu clica politică! Vă spun, în Suceava aveți un om care va fi călare pe voi, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi. Domnule Roșca, îți mulțumesc! Ai făcut un reportaj extraordinar! Vă mulțumesc enorm de mult! Ăsta sunt! Am făcut voluntariat, am luat râie, am luat păduri din comunitatea asta de aici, da? Știi ce înseamnă asta, mă? Râzi! Asta înseamnă! Uite, tată, râde! Asta am făcut! Pentru comunitate! Am venit cetățean și s-am plătit benzina la OMV, da? Asta am făcut! Eu, în această criză, n-am cerut de la stat nimic. Ce am avut restaurat, am avut club de joacă, am plătit 1.800 de euro chirie, da? În Suceava! Altul muncește în afară, de ce pleacă tineretul de aici? De ce, domne? Vino, domne, aici să discutăm! Răspunde-mi la întrebare și am plecat! Ce ați făcut în 8 ani de zile? Ce ați făcut în Consiliul Local? O aveți pe Iulia Fuior! O văd iar pe listele voastre! Ce a făcut femeia aia, mă, în Consiliul Local? Câți bani ați luat? Aveți dreptate! Aveți bani, făceți-vă! Presa trebuie să câștige, mă! Vă felicitați! Voi n-aveți o vină! Voi nu luați bani! Bravo! Felicitări! Dar obediența voi... De ce stai, domne? Vreți știunări? Vino, doamne, iartă-mă și stai de vorbă cu mine! Uite, mai vin 10 cetățeni la fel ca mine, să vă pun întrebări. Nu, să vă mai spun ceva. Când veți fi la primărie, cu decința asta, voi aveți poliția locală, veți închide ușile. Cetățeanul vine cu probleme, voi aveți doar ședințe. Aveți doar... Oh, doamne, nu mai pot. Suceava, oprește-te din a vota asemenea obedient. Oprește-te din a vota partide
Și mai spun și de băișanul ăsta, da? Care mi-a fost profesor la universitate și n-a venit o zi. Și venea și povestea la studenți de Lungu, de cum s-a bătut el cu Lungu. Cu cine vă bate, domnul Pribuș? Cu cine vă bate? Ștefan cel Mare s-a bătut cu turcii. Da? Noi cu cine ne bate? Și v-am spus, vreți normalitate în Consiliul Local? Alegeți maxim 3. 3 de fiecare partid și primari independent și vedeți atunci colaborare. V-am pupat și îmi cer scuze. Sunt călare pe voi la orice. Indiferent. Salutare, domnule Cătivus. Vă mulțumesc mult. Îmi cer scuze, dar nu mai pot. Și, dar mă nervez la dracu de mult. Și te-am întrebat, domnule, spune-mi, ce ai făcut pentru comunitate? Nu, domnule, m-a atacat. I-a zis că am luat bani de la Consiliul Județean. 10.000 de lei, 7.000 de copii au fost și au făcut poză cu mine. 7.000! Păi nu mai pot. Spune-mi, domnule, este aici, uite, sunt lângă dumneata, uite aici poza mea, uite ce frumos sunt. Uite, obedientul numărul 1 al partidului. Recunoști, da? 17 ani am cerut pentru comunitate. Și ce-am făcut ca membru? Eram de acord cu Iva? Da, doamna Cristina, aveți circ, dacă e vărat. Știu. Dar avem un circ, da, domnule Șelogun, secretar de stat. Ce am venit, vă rog, aici? Ce ați făcut pentru comunitate? Câți bani am adus noi în comunitate? Parlamentare, am fost în Burdujeni? Obedientul de fluturi, doctorul numărul 1 acestui județ, a dat drumul la gaz. Cetățenii nu au gaz în cartierul ăla, da? Da, dragă doamnă, ia uite, și ce am făcut eu rău? Ce am făcut? Hai, scoateți-mă afară, hai! Vă mulțumesc! Andrei mă cheamă, ia să trăiești! Vă mulțumesc, o zi bună, la revedere! Dragii mei, despre asta e normalitatea, am să le pun foaia înapoi, aveți dreptate, stați să vă pun foaia înapoi, îmi cer scuze postim, discutați cât doriți, felicitări, bravo, domnule Cușnir, să-ți meargă afacerile. Ai 4 afișe lipite peste mine, bă, frate, bravo, respectul față de cetățean, îți mulțumesc. Am un singur A3 și am plătit 600 de lei, atât în campania electorală, 600 de lei. Dar pe mă întorc, domnule, că nu mai putem. Pot să iau și eu un cobrică de soare? Păi ce vă zic? La revedere, obediența în politica românească. Voi fi călare pe voi, indiferent de funcție. Of, doamne, of. Dragii mei, despre asta vă vorbesc, da? Primăria municipiului Suceava, condusă de Ion Lungu, condusă de clica politică, uitați-vă. Ia uitați-vă ce frumos, au lipit PSD-știi peste un candidat și aveau loc și au 4 afișe, uite, 1, 2, 3, 4 afișe au, da? Alo, sunt pe domeniu public, pot să vorbesc, nu? Pot să vorbesc. Stimată doamnă, pot să nu fiu deloc, nici n-am nevoie de această funcție. Îmi ajunge să văd obediența asta și traseismul ăsta. Serios! Ia, dragă, ce-am făcut la televiziune? Ce-am spus, doamnă, pentru Suceava? Serios! Pupă-i în cur pe românește partidele, spune-o Cristina, și ai să ai bani în continuare. O ziaristă de excepție la un ziar de renume, care toți pupă în cur pentru bani. Pe românește, pupați-i. Da, știu, doamnă. Păi nu, vă plac partidele care vă vorbesc frumos, vă vorbesc extraordinar. Hai, serios. Dragii mei, când veți alege normalitatea și vreți un om capabil să poată vorbi civilizat cu cei care știu să ne respecte, atunci vom avea de toate. Dar când cei care comit asemenea blaturi și asemenea furturi din banul public și îi întreb ce au făcut pentru comunitate și stau deoparte, le mulțumesc enorm de mult. Dar ei discutau despre mine. Vă mulțumesc! O zi bună! Sănătate!